G2A, jocuri blandă bombă la prituri și mai blandă bombă. Link în descriere. Aseară am avut un vis în care era un extraterestru care îmi vorbea și îmi zicea așa: bă, trezește-te și du-te dracu și salvează lumea dacă vrei să vin eu pe planeta ta să te vizitez. Și bă, vă dați seama că eu, cum sunt foarte pasionat de chestia asta și vreau foarte tare să ne viziteze fucking extraterestri, am zis că bă, frate, mă ridic și mă duc. Dacă nu mi-au vizitat până acum niciodată extraterestri, acum e momentul să fac ceva, să vină extraterestri. M-am ridicat, m-am pus pe scaun și am zis că hai bă să salvez lumea. Glumesc, bă, nu sunt ceva salvator sau așa mai departe. Așa că sper că v-a fost dor de mine, că mie mi-a fost dor de voi. Glumesc, nu mi-a fost dor de voi. Ba da, mi-a fost foarte dor de voi, numai că am vrut să par așa mai am vrut să par așa mai indiferent, pentru că știi, așa e cool în ziua de astăzi. Astăzi o să vorbim despre un episod, despre un video de fapt, care este pe locul nou în trending, se numește Adevăr sau Dezbrăcare a rămas complet dezbrăcată. Na, ce ziceți voi de chestia asta? Este de la Radio Zoo. Hai să vă explic eu puțin despre ce este vorba, chiar dacă l-ați văzut sigur că are aproape 1 milion de views. Băi, chestia asta este un fel de emisiune, un fel de show și este vorba despre doi oameni care sunt complet străini și vin pe platoul lor de filmare, stau în spatele, în fața, pardon, unei pancarde care este plină de poze cu fructe care simbolizează penisul, vaginul și tits. Este foarte, foarte genială chestia asta. Nu știu dacă ați observat până acum, dar frate, au pus niște gomboți acolo sau ce Dumnezeu, le-au pus și fucking piercing. Așa de ingenioși sunt oamenii. În fine, sunt doi necunoscuți care vin pe platourele lor de filmare și așa mai departe și bă, ce zic ei? Holy shit, n-am mai dat la montă de foarte mult timp, n-am mai parcat mașina de mult timp. Haide să vin aici, să parchez mașina odată. Poate, poate o parchez, stai așa, că poate nu se scoală, știi? Hai să parchez mașina și poate ies și niște bani, vă dați seama. Emisiunea asta este vorba despre doi oameni complet străini care primesc adevăr sau provocare și dacă e provocare se dezbracă. Și bineînțeles că toate emisiunile de genul îs rigged as fuck, pentru că vă dați seama că virginii morți în cadă care n-au futut de 10 ani și care nu pot să trăiască o zi fără să vadă pe internet sau oriunde altundeva un cur de femeie, chiar dacă e îmbrăcat. Cam pe principiul ăsta funcționează toate chestiile astea pe tendență sexuală. Funcționează pe principiul de, bă, haide să atragem virginei proști. Sau poate nu virginei, dar hai să atragem virginei proști. Bă, pe principiul ăsta funcționează chestia asta. Vă dați seama la școală de ce fetele nu de ce fetele nu sunt lăsate să poarte pantaloni scurți? Oare de ce? Pentru că la un profesor din asta care e mai pedofile sau la un ratat din asta random pe care îl vezi tu pe coridor cu calar prost cu șapcă cu New York Yankers în cap, care habar n-are ce Dumnezeu înseamnă chestia aia, dar are șapcă cu New York Yankers pentru că au văzut că așa e la modă și au cumpărat un New Yorker. Și se scoală. Așa, iau provocare, așa mai departe, bla bla bla, show merge, bineînțeles că e rigged și fata primește mereu dezbrăcare, pentru că vă dați seama, trebuie să se dezbrace fata, pentru că dacă se dezbracă băiatul, cui Dumnezeu îi pasă? Nu cred că o fată se umezește dacă îl vede pe un slinos de asta care merge acolo la competiția asta că se dezbracă, sincer. Vă dați seama cum masculii în mare parte sunt niște handicapați proști, controlați de penis și nu de capul de sus. Vă dați seama, ei intră pe episod și se uită. Bineînțeles, de ce crezi că are 852.000 de views chestia asta? Pentru că ăștia merg pe principiul ăla care vi l-am zis înainte și plus pe principiul toată lumea care face content cu tendență sexuală, bă, se uită virginei de 13 ani la mine. Ok, bun, fac bani, nu contează. Deci am vine cancerul de la subiectul ăsta. În principiu, mie nu mi se pare deloc ok chestia asta. De ce nu mi se pare ok chestia asta? Pentru că ăștia fac divertisment din necazul unui om. Poate oamenii ăștia au venit aici numai ca să facă bani. Vă dați seama? Și așa de disperat de bani încât se înjosesc în ultimul hal la televizor sau nu la televizor, pe Facebook sau whatever, pe site-urile astea de socializare și văd mii de oameni, milioane poate, că ei se dezbracă pentru niște bani. Cool as f- Nu, e foarte cool, adică să știți că eu sincer, dacă aș vedea o femeie din asta care se duce la o emisiune din asta și se dezbracă pe propria conștiință de toate hainele în față la mii de oameni, goală pușcă, îmi pare rău că nu vă pot arăta, vorbim după de chestia asta, arătatul. Ea vine la emisiunea asta, se dezbracă goală, pușcă și după aia ea cere respect și după aia se miră, bă, de ce mă tratează toată lumea ca pe o cârpă? Păi, mea, tu le dai voie să-i tratezi așa. Tu le areți, m-am dus, m-am dezbrăcat în p***a mea, călcat pe demnitate de femeie, m-am dezbrăcat pentru bani. Păi normal că o să-i tratezi așa. Normal, e ceva foarte normal. Jesus, f***, bă, de jur că
E tare complicată lumea asta, mă, trebuie să fii absolvent Harvard să-ți dai seama de chestiile astea. Acum, un lucru care mă deranjează pe mine mult mai tare decât mă deranjează chestiile astea ce vi le-am zis înainte, este faptul că, bă, omule, episodul ăsta în care o femeie s-a dezbrăcat goală, pușcă, nu mai avea nicio piesă de clothing pe ea. Bineînțeles, ăștia de la emisiune au blurat chestiile astea. De ce episodul ăsta nu are age restrict? Puteți-mi, de ce episodul ăsta nu are age restrict? Nici măcar nu-i demonetizat, pentru că dacă ar fi fost demonetizat, nu apărea în trending. Și episoadele mele în care vorbesc despre mimuri de pe internet, vorbesc despre Uganda Knuckles și așa mai departe, îs demonetizate. Spuneți-mi mie chestia asta, bă, eu nu înțeleg, sincer. Deci de ce Dumnezeu chestia asta nu este demonetizată și videourile mele sunt demonetizate? Nu mă interesează ad revenue, credeți-mă, mă interesează ca video să se trimită la toți abonații. Pentru că nu știu dacă știați, dacă video este demonetizat, moare de tot, nu mai are reach. Pentru că nu se trimit notificările, videoclipul nu este promovat la recomandate și așa mai departe. Deci videoclipul este fucking mort, ai făcut video degeaba. Ca pe mine, sincer, asta mă deranjează mai mult decât că aia s-a dezbrăcat acolo pentru bani. Frate, dacă ea vrea să fie o cârpă a societății, asta este. Du-te, frate, la emisiune, dezbracă-te, poate ajungi și la Capatos cu restul pițipancelor. Că, no, românul ăsta prost, țăranul prost din România, cu asta se distrează. Când zic țăranul, mă refer la oameni care stau la țară, mă refer la comportamentul lor. Pentru că, bă, sincer, trebuie să fiu la haichi țăran ca să ți se scoale la chestii din astea. Sper că v-a plăcut episodul, sper că v-a plăcut că am revenit din nou la vechiul mod de videouri. Ziceți-mi în comentarii cum vă place mai mult, dacă vă place mai mult cu facecam sau vă place mai mult așa. La 5 like-uri mă dezbrac și filmez chestia asta.